Iulian Petricu s-a hotărât împreună cu soția să se mute la țară și să se apuce de o mică afacere, iar una dintre primele idei a fost să-și facă câteva solari în care să cultive legume. Această afacere am început în 2012, când am făcut primele două solari, și în 2013 am accesat niște fonduri europene de la Gal, de aici de la noi, Galu Parâng, în măsura 112. Și v-ați extins? Sau... extins, deci am avut un proiect, trebuia să facem o mărire, am făcut încă un solar de 70 de metri pătrați și plus celelalte care au trebuit să ceva cu stupi și cam asta am avut pe proiect. Este o afacere de familie, dumneavoastră și soția. Da, deci eu împreună cu soția, soția deja e, proiectul este pe numele soției, că este sub 40 de ani și trebuia... Asta e o afacere pentru o familie, este rentabilă. O afacere de familie, dar destul de profitabilă, ținând cont că producția a fost foarte bună anul acesta și vânzarea a mers foarte bine. Cât munciți pe zi, doamnă, în solarii? În principiu cam 4 ore solarul, 4 ore stupi. Tu faci de stupi? Da, dacă avem afacerea împreună, mi-ajut soțul. Soțul e mai mult cu stupii, dar ce să facem? Trebuie să facem. Ne-am hotărât să rămânem la țară, ne place la țară și trebuie să muncim. Vânzarea roșilor, cum stați? Merge? Da, a mers foarte bine anul acesta. Inițial, fermierul a început cu un solar de doar 50 de metri pătrați, dar astăzi, ajutat de fondurile europene, a crescut la 3. Familia Petricu are și stupii pe fonduri europene, iar acum a accesat un alt proiect pentru a face o fabrică de brichete și peleți.